Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, continuăm știrile. Momente de panică la meciul CFR Cluj-Slavia Praga, chiar în timpul partidei, unul dintre suporterii din tribună a intrat în stop cardiorespirator. După ce a fost primit primul ajutor, a fost transportat cu ambulanța la spital. Incidentul a avut loc pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca în timpul meciului CFR Slavia Praga. Partida a fost întreruptă circa 14 minute după ce unui spectator i s-a făcut rău. Bărbatul în vârstă de 60 de ani a intrat în stop cardiorespirator, iar primele care i-au acordat primul ajutor au fost mai multe persoane cu pregătire medicală. Ulterior, el a fost preluat de un echipaj smurt care a continuat manevrele de resuscitare și a început suportul vital avansat pentru victimă. După ce a fost stabilizat, bărbatul a fost transportat cu o targă la ambulanță aflată pe terenul de fotbal. Pentru eforturile lor, echipele de intervenție au primit din partea celorlalți suporteri ropote de aplauze.